Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Viața în Culori. Îmi reproșea un amic că emisiunea aceasta este pentru fete singure și disperate în căutarea vieții în culori, dar nu e așa. Și să vă demonstrăm că nu e așa, am invitat astăzi și un bărbat, un bărbat pasionat de tot ce înseamnă dezvoltarea aceasta personală, dezvoltare pe care ne dorim din ce în ce mai mulți în ultima vreme, pentru că, iată, conștientizăm cât de frumoasă este viața și cât de important este să știi și să conștientizezi că e nevoie să o trăiești în cel mai frumos mod cu putință. Alături de mine astăzi l-am invitat pe Ciprian Fechetă. Bună, Ciprian! Bună, Monica! Noi ne cunoaștem pentru că frecventăm cumva aceleași cercuri, avem aceiași amici, cum de altfel se întâmplă atunci când, iată, ai cam aceleași preocupări. Și pentru că în această emisiune vorbim despre fiecare personal, că nu putem să generalizăm lucrurile, fiecare vorbește din experiența proprie, iar cei de acasă, cei care ne urmăresc, decid dacă au ceva de învățat sau nu de la fiecare dintre noi. Spune-mi, te rog frumos, tu personal, când ai început această căutare de sine? Păi, la 33 de ani... Acum câți ani? Vârstă, nu spune. Nu spunem, așa. Da? Nu spunem la... Viața mea nu se îndrepta într-o direcție plăcută, cel puțin. Aveam tot felul de neliniști, tot felul de întrebări fără răspuns. Nu-mi găseam nici sensul. Și m-am întâlnit chiar cu o prietenă care e născută în aceeași zi cu mine. Și... am primit o urare care m-a îndrumat cumva și chiar m-am încărcat cu un entuziasm. Spunea ceva, Claudia o cheamă. Uh-huh. Vai, 33 de ani, 33 are o încărcătură energetică, e simbolistică a cifrei 33 și eram atât de fascinat ceea ce spunea și felul în care o spunea, încât am zis că ăsta e momentul să fac ceva. Plus că aflasem după aia că mulți au început la 33 de ani, nu știam eu atunci de vârsta de 33 că ar fi, dar... Simțeai asta în tine, da, aveam nevoie, cu siguranță, schimbare aveam nevoie atunci, pentru că chiar nu aveam liniște, nici nu dormeam. Ce te nemulțumea? Adică de la ce pornea nemulțumirea ta? Păi, în afară că aveam o viață haotică, excese de tot felul, nu știam, nu vedeam un viitor, că, nu știu, în care să mă simt liniștit, împăcat cu mine. Știam că trebuie să fac ceva, clar știam că trebuie să fac ceva, nu știam încă ce, dar mi-am propus în momentul ăla să fac ceva și am înlăturat tot ce însemna nociv, nu știu, nopți nedormite, consum de tot felul și... am apucat ușor de citit, după care am început să întâlnesc tot felul de oameni. Au venit i-am dat ei seama, da, spre tine, da, nu? Pentru că așa se întâmplă de așa cele mai multe ori, este. Nu? Nu ne trebuie să-i atragem. Cauți, cumva. La un moment dat apar în viața ta exact în momentul în care ai nevoie. Și atunci îți dai seama că nu ești singur în căutările tale, mai sunt ca tine, care și ei au întrebări la care vor să-și răspundă, să-și găsească răspunsuri prin tot felul de metode, eu știu, cursuri, cărți, prieteni, mentori, nu știu. Cred că e absolut firească căutarea asta și agitația până să ajungi să cauți un sens pentru tine și pentru viața ta. Cu toții parcurgem stadiile acestea. Așa este și păcat că ajungi cumva să iei o hotărâre de asta în momentul în care viața ta chiar nu merge și te apropii de un colaps, să zic așa, și fizic și mental, adică chiar nu mai vezi nicio ieșire în momentul ăla și atunci, poate că așa și trebuie să se întâmple, atunci să formeze, eu știu, să vorbească vocea din, bă, trebuie să faci ceva cu viața ta, nu poți să continui așa, pentru că uite un pic ce rezultate ai, știi? Cum zicea că de... Asta e cazul pozitiv, e cazul ideal, Ciprian, în care te trezești.
Nu? Da, probabil că există și o situație în care nu te trezești deloc sau eu știu, te trezești pe patul morții. Care o țin așa în amorțeală și... Dar de fiecare dată ne punem întrebarea că, nu știu, decât să regretăm ceea ce nu am făcut la timpul respectiv, nu? Măcar să avem regretul că, deși am încercat, nu ne-a ieșit așa faptul este. Respectiv. Cu siguranță. Nu? Cred că e mai ușor să trăiești cu asta. Da, cu siguranță, pentru că, din punctul meu de vedere, cele mai mari regrete le-am atunci când nu am avut curajul să fac ceva, pentru că nu știi cum ar fi fost. Chestiile pe care le-am făcut, chiar dacă au fost și prostii, uneori, mi le-am asumat, m-am împăcat cu mine, cu ele și atunci o iau ca un proces, înveț, nu există neapărat greșeală, e doar un rezultat. E o experiență, experiență ca oricare alta. Înveți, înveți, sau nu, sau mai faci odată. Dar că prin experiență, eu așa cred că prin experiență îți dai seama care-i cursul. Uh-huh. Îți dai seama, eu știu, dacă ești pe lângă, dacă... Ce crezi că se întâmplă cu tinerii în general și nu numai tineri? Că vorbim despre tineri până la 50 și ceva de ani, nu? Sufletul este tânăr în permanență. De ce au început ei cumva să caute un sens al vieții lor? Din ce în ce mai mulți se îndreaptă spre direcția aceasta și nu mai trăiesc la întâmplare cumva? Cred că fiecare om are un glas acolo în interior care îi spune că are un rost în viață și fiecare om este important și nu există, cum să zic, comparații cu ceilalți, fiecare are drumul lui și să-și găsească, nu știu, eu știu, o pasiune și cumva mă gândesc că și părinții, acum mă gândesc că noua generație au trăit mai departe de părinții ei fiind plecați și atunci și-au putut dezvolta latura asta fără să fie constrânși de părinți, fără să fie îndrumați într-o anumită direcție în care părinții cred că ți-ar prinde bine, eu știu, fă-te avocat, sândele sau eu știu. Și atunci ei au posibilitatea să se descopere singuri. Și erau niște rigori cumva la care ne supuneam cu toții. Până într-o anumită vârstă era absolut necesar să te căsătorești, să fii la casa ta. După ce te căsătoreai, te întrebau părinții când vine primul copil, venea primul copil, al doilea copil, un job sigur. Acum lucrurile nu mai stau așa și oamenii sunt cumva pe deplin responsabili de ceea ce trăiesc și o fac în modul personal. Așa este, așa este. Presiunea socială, cea la care am fost noi supuși, cel puțin eu, era mult mai puternică decât acum. Lumea, din ce văd eu, are o deschidere mai, nu știu, mai mare. Poți să încerci mai multe variante, ai mai multe, nu știu, soluții, la plus că și internetul te ajută să cauți, să descoperi, să vezi oamenii care îți plac și să vezi ce fac și atunci poate că vrei să faci și tu și descoperi o plăcere și o pasiune în ceea ce faci. Contează foarte mult și exemplul celor din jurul tău. Vezi că alții, poate în aceeași situație ca și tine, au reușit. Și atunci, la rândul tău, îți spui că ai și tu resursele interioare să faci asta. Așa este. Plus că vezi oameni care au mai puține resurse decât tine și reușești. Și atunci îți vine întrebarea, cum e, ăla reușește și eu, nu? Ce-mi lipsește mie? Din contră, eu am mai multe. Și atunci chiar... Mă gândesc că răsare acolo o speranță, uite, se poate, se poate, dacă alții reușesc, se poate. Și toți putem reuși. Atâta timp cât cauți, e imposibil să nu găsești un sens și o direcție pentru viața ta. Ce ai făcut în sensul acesta, al dezvoltării tale personale? Ce am făcut? Am fost la workshop-uri de dezvoltare personală, am fost în tabere de dezvoltare personală, am făcut cursuri. Ce se întâmplă în aceste tabere? În tabăra în care ai fost tu. În afară de faptul că întâlnești o grămadă de oameni faini și la piramida lui Maslow, apartenența la un grup, vezi că oamenii au aceeași căutare ca și tine, te vezi cumva, nu știu, aparții unui grup de oameni care și ei caută, plus că te înțelegi mai bine, te înțelegi mai bine, înțelegi deciziile pe care le-ai luat în trecut, ești mai introspect, te analizezi mai mult, vezi că de fapt rezolvarea vine din tine și nu din exterior, nu e nimeni vinovat de deciziile pe care le-ai luat, de viața pe care o ai, ești tu singur. Și atunci, ajungând la înțelegerea asta,
te pui la treabă. Uh-huh. Ești conștient că, mă, sunt singurul care pot să-mi iau... Exact. Și descoperi un sens, descoperi o bucurie de a trăi, de a munci, de a, nu știu, de a întâlni în continuare cu oameni, de a face cursuri, de a învăța. Pentru că niciodată nu cred că pot spune că, băi, le știu pe toate, nu mai am nevoie nici de cursuri, nu mai am nevoie de... Mm-hmm. Și simți o permanentă nevoie, nu, de a evolua și de a învăța și de a te înconjura de oameni care te pot ajuta în sensul ăsta. Așa este. Odată ce ai plecat pe drumul ăsta, să zic, vrei din ce în ce mai mult și vrei din ce în ce mai bine pentru tine și plus că vezi că se poate. Uh-huh. Adică nu mi s-au schimbat foarte multe în viață, dar felul în care o văd acum e ca și cum mi s-a schimbat cumva viața, chiar dacă... Cum ți s-a schimbat? Sau unde tinzi tu să ajungi? Nu știu exact unde vreau să ajung. Ceea ce vreau este să-mi găsesc liniștea aia interioară și pacea și să pot să iau decizii mai bune pe viitor, să, nu știu, poate să pot ajuta și pe alții la un moment dat când căutarea mea și va fi desăvârșită, știu. Știu că tu iei, să spun așa, friele în mână și când e vorba despre alții și te implici și te-ai implicat în tot felul de proiecte și de activități care țin de natură, ești un luptător în sensul ăsta, nu? Pentru tot ceea ce înseamnă natură și... Nu știu dacă luptător, dar îmi place să mă implic, chiar îmi place să mă implic. Nu stai deoparte. Nu cred că o să inventez eu nu știu ce teoremă, dar mi-ar plăcea să cred că pe unde trec las o urmă frumoasă, indiferent că iau un chiștoc de jos și îl pun în coșul de gunoi sau eu știu, mă duc și strâng gunoi de pe, eu știu ce, malul Moldovei. Uh-huh. Și e fain că eu cred că în natura omului faptul că ajut și pe alții, îți dă o satisfacție, nu știu, cel puțin pentru mine, în momentul în care ofer sau dau ceva, mă încarcă, nu știu, mă simt mult mai bine decât dacă aș primi, de exemplu. Și unde te mai pui că lângă tine vin și alți oameni care îți împărtășesc cumva interesele și poți la rândul tău să fii un model pentru cei mai mici ca și vârstă, nu? Da, cred să-i că... Să-i mobilizezi în sensul acesta. Cred că cei mici și tinerii au nevoie de, de exemple, nu doar de alea... negative, exact, nu? Sau... Și care ies în evidență, așa. Da, da, trebuie să ne implicăm și să dăm un exemplu pentru cei care vin, pentru că avem nevoie să trăim într-o lume mai bună și mai curată și, nu știu, mai liniștită și noi suntem cei care suntem cumva responsabili. La un moment dat trebuie să ne asumăm responsabilitatea să facem ceva, nu putem aștepta tot timpul ca alții să facă pentru noi. Și să-mi văd doar de bucățica mea, da, eu mie, sunt bine, nu mă interesează cu restul ce se întâmplă, așa, nu? Este. Eu sunt safe din punctul ăsta de vedere și cam atât. Așa este. Tu de la cine ai învățat? Spuneai despre mentorii tăi, nu? Învăț de la orice om. Eu cred că poți învăța și de la femeia de serviciu care te poate învăța să mături mai bine decât măturai, până la, eu știu, un autor de carte sau până la un coach sau trainer, nu știu. Sunt oameni, poți învăța. Eu am învățat din cărți, la cursurile pe care le-am făcut de la traineri, de la prieteni învăț în fiecare zi când am discuții interminabile la cafea. Da, învăț de la oricine. E adevărat, doar trebuie să fim receptivi, da, și să fim deschiși, să acceptăm ceea ce vine înspre noi. Așa este și să nu crezi vreodată că le știi pe toate și să judeci un om după, eu știu, aspect, îmbrăcăminte, statut social. Cred că putem învăța de la oricine. Știu că ție îți place foarte mult să mergi și în expediții și mergi și cu bicicleta, da, ești adeptul acestor activități, să fii cât mai aproape de natură, nu? Așa este, așa este. Îți conferă liniște și...
Este cumva, cred că noi suntem oamenii care au locuit în pădure prima dată și după aia între cărămizi și cred că acolo e casa noastră, să zic așa. Și de fiecare dată când merg mă simt mult mai bine, mult mai liniștit, sunt eu cu gândurile mele, nu mai aud claxoane, nu mai aud, eu știu, vecinul țipând la vecina. E chiar, natura e ceva, e ceva cu ea și energia pe care ți-o oferă, eu știu, copacii, eu știu, un peisaj frumos, un râu care curge pe lângă tine, e super. Știi ce mă încântă foarte mult și am observat zilele acestea? Că și în școală se merge foarte mult pe educația, aceasta educația ecologică, probabil se denumește ea, și era venit fiica mea cea mică acasă și mi-a spus că doamna ei învățătoare i-a recomandat să îmbrățișeze un copac. Și am zis, wow, ce frumos din partea doamnei tale. Super tare, chiar acum, înainte să spui asta, vreau să zic că mă mai duc în pădure, îmbrățișez un copac și mă gândeam, zic, mă, să nu par cumva. Să spun asta pe post, să spun, adică... să nu spun. Da, super, da. Copacii sunt vii, deci noi credem că sunt undeva acolo, dar în ei este viață. Gândește că se vaia, o iau și o transmit florilor, frunzelor, de ceva se întâmplă acolo, cu siguranță e viață. Și energia pe care are un copac și liniștea, poți să înveți de la copac, nu știu, răbdare, poți să înveți orice, poți să înveți că tot e un ciclu, la un moment dat e cad frunzele, după aia iar înflorește, ai de învățat, de la natură, de la copaci, la... Și de câte ori simțim nevoia să ne liniștim și să intrăm cumva în conexiune cu trăirile noastre, da, și recomand, cu resursele noastre interioare, mergem acolo în natură să-i obișnuim și pe copii să facă asta, pentru că ne aduce mult mai multă bucurie decât o plimbare în mall sau într-o zonă zgomotoasă. Cu siguranță. Și chiar și nici nu ne costă nimic. Așa este. În afară că financiar ești mult mai liniștit când pleci în pădure, educația copiilor vis-a-vis de pădure și de spațiu verde și de a întreține locul unde te duci și faci, eu știu, un grătar sau... e foarte importantă. Foarte importantă și natura, îmi place să cred că o să trăiască și fără noi. Ea nu are nevoie neapărat de noi, dar noi avem nevoie de pădure, pentru că dacă n-ar fi, n-am putea respira. Deci n-am putea respira, nu știu cum am putea, stăm cu cutiuțe de oxigen și... Nu vreau să-mi imaginez nici asta. Eu, nici eu, avem nevoie și păcat că în ultima perioadă defrișările au ajuns la un nivel alarmant. Acum, nu știu, probabil că ăsta e ciclu, probabil că ar trebui să ne implicăm mai mult, dar... Și să luăm atitudinea în sensul acesta. Da, pentru că a sta în spatele unui monitor și a da like la un camion care care lemne nu este de ajuns, din punctul meu de vedere. Sau un share, sau trebuie implicat activ, mers acolo, știu, vorbit, întrebat, sunat, domnule, era un serviciu pentru a reclama sau a întreba de numărul la mașină, mașina care care respectivele mine, să vadă dacă e legală sau nu. Poți cel puțin atât să faci, nu te duci acolo și te iei la bătaie cu șoferul, dar poți face măcar atât. Te implici în sensul acesta, Ciprian? Am fost la împădurit. Da? Da. Și... Să ne iei și pe noi data viitoare. Uite, chiar a fost acum, dar am ratat-o, îmi pare rău că am ratat acum pe 9, a fost la Pujuruta, cred, nu mai știu. E și o zonă absolut minunată. Superb, superb. Și îmi place să cred că ușor, ușor o să ne trezim și o să ne implicăm toți. Deja sunt proiecte în care lumea se implică. Da, eu am speranță că o să întâmple ceva. Nu se mișcă totul așa, dintr-o dată, nu? Nu trebuie pusă cărămidă cu cărămidă așa în sensul este. Acesta. Așa este. Vorbam despre cursurile acestea pentru dezvoltarea noastră personală. Sunt foarte multe oferte pe piață în privința aceasta. Cum reușești tu să le selectezi? E important. Eu chiar cred că e important, pentru că faci cursul doar pentru o diplomă și să nu-ți ofere ceva pentru tine, să simți o schimbare în tine și să te înțelegi. Să-ți folosească, nu? Să o poți... În primul rând, trebuie să-ți folosească. Hârtile nu-ți folosesc la nimic, ales doar pe pereți sau eu știu unde le pui tu în bibliotecă. Dar înainte să te duci, eu cred că e important să te interesezi, să vezi, eu știu,
feedback-ul oamenilor care au fost, să te interesezi, să vezi cum, nu știu, cum, ce au făcut după, după cursuri, să vezi dacă au pornit, eu știu, dacă te duci la cursuri de antreprenori, să vezi, a fost cineva după curs să-și facă ceva, sau eu știu, și-a deschis un blog, s-a făcut, și-a făcut o afacere. Cum s-a concretizat exact, cursul exact, respectiv, rezultatele, nu? Rezultatele, da. Și sunt metode, Google, da. Asta zic, oferta asta vine zilnic peste noi și e destul de greu să vezi cam care ți s-ar potrivi sau... Așa este, poți să-ți dai seama și după durata cursului, acum stau și mă gândesc, sunt cursuri de o zi, sunt cursuri de un weekend și mi-e greu să cred că după un weekend poți tu experimenta așa de multe și să înțelegi atât de multe încât la un moment dat să primești o diplomă și eventual să mai și predai mai departe. Okay. Și atunci mă gândesc că durata unui curs, cu cât se întinde pe mai mult timp, se aprofundează mai bine, se așează mai bine informația și eu sunt adeptul cursurilor care durează. Tu ai frecventat modulele, nu? De NLP? Da. Da? L-ai făcut pentru tine personal? Așa, pentru mine. Da, pentru mine... Tot așa, în călătoria mea am descoperit NLP-ul, fusesem într-o tabără, auzisem, nu știam de NLP, de dezvoltare personală, în Grecia, și acolo a fost organizat de un trainer NLP, Marius Simion, și... Da, da, din Timișoara. Și în momentul ăla, când am văzut câți oameni sunt deschiși în căutarea, fiecare cu căutarea lui și energia care s-a creat acolo și felul în care preda Marius, am zis că vreau și eu să fac. Și erau oameni faini și oameni care făcuseră cursul și cu siguranță ceva acolo în mine, vreau și eu așa, vreau și eu așa, vreau oameni liniștiți, împăcați cu ei, acceptarea trecutului. Ai reușit să faci toate lucrurile astea? Mare parte, da. În mare parte, da, mai am de lucrat. Nu pot să zic acum că am ajuns. Doar că... Ai dat startul. Comparându-mă cu mine de acum 3 ani, pot să zic că văd un progres. Spuneai despre această tabără în Grecia. Bănuiesc că n-au fost doar români acolo, nu? Nu, a fost organizată de un român cu români și din toată țara, după care mulți, să zicem, s-au apucat de NLP, mulți au continuat, că sunt mai multe practitioner, master, sunt mai multe etape. Iată, faptul că venim din diferite zone ale țării nu ne face să nu gândim la fel sau să nu simțim la fel. Păi cred că asta e marea noastră problemă, că vedem în diferențele astea sociale, geografice, eu știu, culturale, niște religioase. Niște bariere, exact, nu? Sau, exact. Nu vorbesc cu el că e moldovean, nu vorbesc cu el că e ortodox, nu vorbesc cu el că are bani sau nu vorbesc cu el. Și atunci se creează cumva o diferențiere și e păcat. E păcat pentru că oameni faini sunt din toate păturile, din toate dogmele, din toate... Putem cunoaște oameni frumoși și... Chiar... Și ajungi să vezi că poți să ai aceleași gânduri, aceleași dorințe, nu? Aceleași țeluri. Așa este, așa este. Vezi că nu ești singur. Ai momente când, băi, oi fi eu altfel, oi fi eu nebun de nu-mi găsesc și restul o fi toți liniștiți la casele lor și fără nicio, nu știu, altă nevoie. Dar de fapt sunt foarte mulți oameni care sunt în căutarea asta, în nevoia asta de a evolua, de a crește, de a se dezvolta și... Și eu mă bucur tare mult să văd în jurul meu astfel de oameni, Ciprian. Nu știu cum să face, dar chiar îi întâlnesc în drumul meu. Sunt oameni care au început să dea frâu la ceea ce simt, să aplice asta. Sunt oameni care s-au reîntors la pasiunile lor și mi se pare absolut minunat pentru că suntem un exemplu pentru cei care vin din urmă. Faptul că suntem mai curajoși un pic și trăim mai responsabil.
Așa este, așa este. Cu cât cauți, cu cât crești, cu cât, nu știu, citești mai mult, cu atât descoperi că ai acces la emoții frumoase din orice. Nu trebuie neapărat să câștigi la lotă sau nu trebuie neapărat să schimbi mașina ca să ai o emoție frumoasă. Te poți bucura de, nu știu, prezența unor prieteni, te poți bucura de un mers cu bicicleta, te poți bucura de o baie, de, eu știu, un fotbal, de un... De un copac cu flori, exact, că tot e... Exact. Te poți bucura de o piesă de teatru, Scufița Roșie, în care o să joace colegul meu, Namțu. Ce o să fii tu, povestitor, nu? Până la urmă, vin să te văd acolo, să mă amuz. Da, așa este, ne putem bucura din lucruri... Dar trebuie să învățăm să facem asta, trebuie să... Da, și ține de învățare, pentru că noi de cele mai multe ori ne axăm pe ce ne lipsește, pe ce nu avem în viața noastră și e super frustrant. Așa este, cauți tot timpul în exterior, plus că suntem bombardați de tot felul de valori de astea superficiale, trebuie să schimbi telefonul, trebuie să te duci nu știu să unde. Să mă duc în nu știu ce super vacanță, exact, ca să da. Trăiesc nu știu ce, sau să am nu știu ce iubit sau iubită lângă mine, nu. Așa este, nu, e... Te poți bucura cu lucruri mărunte și să te mulțumești, să mulțumești lui Dumnezeu sau Universului, cui vrei tu, că ești încă în viață, de fiecare dată când te trezești, mai ai o șansă, poți să faci, nu s-a terminat și orice stare, dacă o ai, să zicem că eu știu, mai neplăcută, ea o să dispară dacă faci ceva, dacă stai și aștepți să dispară, cu siguranță nu o să dispară. Ieși, nu știu, plimbă-te, vorbește cu prieteni, vorbește cu mama, cu tata, eu știu... Caută acele persoane care îți dau o stare de bine, în care tu ai o stare de bine, nu? În relația cu ei, fă lucruri care îți plac și te scot de acolo din... Exact. Păi, dacă nu, aduți aminte în momentul în care tu erai fericit, ce anume făceai în momentul ăla, și dacă o să refaci, o să faci din nou, poți să faci ce făceai, că erai mic, doamne, că sunt mic acum, nu mai pot să joc șotron, ia încearcă să vezi ce bine e. Sau eu știu, chiar vorbeam cu niște prieteni de o baltă, era bucuria copilului de a sări în baltă. Chiar am retrăit-o și anul trecut am sărit într-o baltă și am redescoperit bucuria aia de a sări în baltă și am sărit stropește. Și știi ce bucurie am să trăiesc eu astăzi? Bănuiesc. O să merg și am să mănânc o înghețată. Doamne, de la începutul acestei emisiuni am visat la înghețata. Asta nu aveai tu față de înghețata, așa am reușit să mă desprind de imaginea aceasta. Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc, Ciprian. Și tu ai fost o bucurie pentru noi, o încântare, așa cum bănuiam de altfel. Iată, dragilor, nu este o emisiune pentru fete singure și neajutorate. Dimpotrivă, este o emisiune pentru oameni frumoși, pentru oameni care simt nevoia să trăiască din plin tot ceea ce le oferă viața, fie ea cu experiențe mai puțin, eu știu, fericite sau dimpotrivă cu unele care te aduc în acea stare de exaltare. Eu mă duc să mănânc înghețata pe care mă doresc, iar dumneavoastră gândiți-vă la o bucurie pe care vă puteți face, fiecare cum și după cum simte, numai bine, bucurați-vă de tot ce e frumos în viața dumneavoastră.